UBB vine cu o poziție extrem de clară în ceea ce privește teza de doctorat a ministrului de interne Lucian Bode. Există suspiciuni de plagiat și chiar se recomandă retragerea cărții publicate. Amintim faptul că ministrul de interne Lucian Bode a susținut teza de doctorat la UBB în 2018 și trebuie să spunem faptul că acesta a susținut-o în domeniul securității. Comisia din cadrul UBB spune foarte clar că există plagiat și în ceea ce înseamnă faptul că paragrafe de text au fost folosite fără citare sau, mai mult decât atât, a fost o citare defectuoasă. CNATCU este acea instituție care trebuie să aibă oarecum o decizie finală în ceea ce înseamnă teza de doctorat a ministrului de interne Lucian Bode, spun cei de la UBB. În schimb, ministrul de interne Lucian Bode s-a apărat de la începutul acestui scandal. O face și acum pe o pagină de socializare, unde spune că s-au respectat toate normele de redactare și de citare, norme folosite atunci în 2018 și nu este corect să se discute acum și să se analizeze după normele apărute după 2020. Plus de asta, trebuie spus faptul că atât Comisia de Etică din cadrul UBB Cluj, dar și CNATCU au avut un punct de vedere al acestei teze de doctorat și au spus că ea este originală.